Situată în orașul Năvodari, bisericuța din lemn, așa cum este cunoscută de către toți credincioșii, poartă hramul Sfântul Cuvios Antonie cel Mare. Antonie cel Mare a trăit în secolul al III-lea, începutul secolului al IV-lea. Este socotit a fiind temeitorul vieții monahale și este considerat cel mai reprezentativ ascet pentru duhul vieții călugărești. Născut în satul Coma din Egiptul de Mijloc în anul 251, acest mare luminator al credinței a fost fiul unor țărăni creștini înstăriți. În acest mediu a deprins calea credinței. Pe când Antonie avea 20 de ani după moartea părinților săi, întrebându-se despre drumul său în viață, fericitul a auzit în biserică cuvintele lui Hristos: dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer. După aceea, vino și urmează-mi. Mâine, 17 ianuarie, avem mare bucurie în Năvodari. Este hramul bisericii de lemn, așa cunoscută. De ce? Pentru că în calendarul ortodox este prăznuit Sfântul Cuvios Antonie cel Mare. Este prilej de mare bucurie, motiv pentru care în alta Sfințitul Părinte Teodosie va săvârși în această noapte Sfânta Liturghie a acestei mari sărbători. Slujba va începe practic la ora 23, Sfânta Liturghie imediat după miezul nopții, dar această mare bucurie va fi încununată și de o hirotonie. Hirotonia într-un diacon a dascălului ce slujește acestei biserici, domnul Dan Chirea. Așadar, suntem cu toții așteptați la marea bucurie a hramului și a unei hirotonii într-un diacon. Locuitor al pustiului și înger în trup, făcător de minuni, Părintele Antonie îi vindecă și astăzi pe cei bolnavi care își îndreaptă cu credință rugăciunea către cer.